Suveranitatea Taiwanului este un subiect extrem de sensibil pentru China, țara noastră fiind interesată să păstreze relații bune cu aceasta din urmă. Iar vizita celor patru diplomați ai noștri în Taiwan ar fi putut să se transforme într-un conflict diplomatic. Despre vizită s-a aflat în urma postării unor fotografii pe un site de socializare de către deputatul Remus Cernea. Acesta a fost însoțit în Taiwan de socialdemocrații Ninel Pea și Ovidiu Iane și democrat liberalul Costică Canacheu. Conducerea Camerei Deputaților și PSD s-au delimitat de gestul celor patru, iar Ministerul de Externe i-a retras pașaportul de serviciu lui Remus Cernea. În principiu, orice om e liber să meargă oriunde. Problema de fapt este dacă folosești pașaportul de serviciu sau pașaportul diplomatic, în unele cazuri, pentru aceste deplasări. Dacă ei s-ar fi dus cu pașaportul personal în excursie, n-ar fi niciun fel de problemă. Forul legislativ a precizat că vizita nu a avut un caracter oficial, cheltuielile nu au fost suportate de către statul român.